Deci, ca în fiecare an, Primăria Brașov a amplasat containerele pentru curățenia de toamnă pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. Containerele sunt amplasate în locurile tradiționale cunoscute deja de cetățenii Brașovului. În aceste containere se pot depune toate materialele de care vor cetățenii să se debaraseze în această perioadă. Ele vor fi transportate de către operatori în locurile special amenajate. Totodată rugăm cetățenii ca în aceste containere să nu depoziteze materiale rezultate din construcții, ele sunt pentru resturi, deșeuri rezultate din curățenia din casă. Vreau să atrag atenția cetățenilor că toaletarea arborilor pe domeniul public este interzisă.